Baloane de vânzare. Omul care vindea baloane la capătul străzii Linde era tare supărat. Vremea era atât de mohorâtă încât nimeni nu cumpăra minunatele sale baloane, de care erau legate păpuși. Și una dintre păpuși era tristă din această cauză. Știa că dacă nu avea să vândă repede vreun balon, omul urma să rămână fără niciun ban. S-a gândit dacă ea ar putea să-l ajute în vreun fel. Când omul privi în altă direcție, păpușa a încercat împreună cu balonul ei să scape din mănunchi, iar acesta a început să plutească. Din întâmplare, balonul a fost purtat de vânt tocmai la fereastra Lindei. Aceasta se afla în pat, deoarece căzuse și se lovise la picior. Mama ei a văzut balonul și, deschizând fereastra, l-a tras înăuntru. A zâmbit și s-a întors spre Linda. "Uite, a venit o păpușă să te înveselească," a spus mama. "Și uite că așa mi-a venit o idee. Voi coborî jos în stradă și voi cumpăra și celelalte păpuși legate de baloane ca să organizăm o petrecere pentru toți prietenii tăi." "Mamă, faci asta pentru mine? Organizezi o petrecere?" a întrebat Linda bucuroasă. "Desigur," i-a răspuns mama, "orice pentru a o înveseli pe fetița mea cea cu minte." Și a făcut exact cum a spus. Micuța păpușă era tare mulțumită că ideea ei se dovedise atât de bună și că vânzătorul vânduse atât de multe baloane. Păpușa s-a bucurat de petrecere la fel de mult ca și toți ceilalți și a reușit să o înveselească pe Linda.